văzut. Mă așteaptă să sară pe el. Bravo, tati! Uite-l! Bravo, bravo! Aproape, ai fost aproape. Hai, tati, că poți. Poți! Dar bună dimineața, băi frățiori și surorile mele, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Astăzi să facem un daily vlog, doar ce ne-am trezit. Este ora 2, cred că trebuie să mergem la bancă să virăm bănuții pentru apartament și toate nebuniile astea. Dar partea interesantă este că nu putem să mergem la bancă cu mașina mea, adică cu E92-ul, pentru că am observat că mi-a expirat asigurarea și nu mai am voie să ies cu ea până nu o fac. Așa că zbârșelii sunt plecați nu știu unde și mi-a lăsat zbâr Peugeot-ul lui vechi ca să mă duc cu el. Să fie foarte, foarte interesant să mă duc cu Peugeot-ul, pentru că nu m-am primat niciodată cu Peugeot-ul lui și mai ales așa prin București, prin astea. Să vedem cum o să funcționeze. Mergem să luăm Peugeot-ul, nu mă? Zi, ce faci, bă? Cum ai dormit, mă? Ce faci, bă? Cum ai dormit, bă? Băiatul, bă, băiatul. All is good. Țifomică, ha? Zi, mă, țifomică. Zi, mă. Nu mai găsesc băta aia de pisică care mă jucam eu cu ea, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Bun, hai să-i punem de mâncare și să bem o cafea și să plecăm. Da, 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 da. Bagă, prințul meu, bagă cât poți. Hai, băi, fecior, am plecat. Bate palma. Bravo. Ia vedeți, băi, frățiorii mei, cum ne așteaptă aici furia albastră. Avem aici cheile, ia să vedem. Tec, tec, aia zic. Hai să vedem frumos. Bam. Oh, yes. Oh, da, așa, da. Băi, sincer, îmi place oricum Peugeot-ul ăsta lui zbăr. Are scaunele așa confortabile, zici că-s fotoul, ești nebun. Și ăsta frumos, de cot, așa, lejer. Are și încălzire în scaune, băi, frățiorii mei. Eu, de exemplu, n-am încălzire în scaune. Bun, sper să nu fie atât de aglomerat. Sper să fie totul ok. Hai să ne punem GPS-ul. Bam. Uite, avem și ăsta de poliție aici, frumos. Dacă zice cineva ceva, ești nebun. Ești de la gardă. Măscuța, alea. Se mă reglez scaunul. Stai așa că nu știu cum. O să vedem dacă are motorină. Bă, dar cum îl ridic mai sus un pic? Ce face chestia asta? De ce pot să trag de așa? Oh, da! Se pare că doar atât pot să-l ridic. Hai că este destul de ok. Așa, bun, suntem pregătiți de acțiune. Ăsta e prea sus și nu prea ajung la schimbător dacă stau așa sus. Dar în fine, hai să-i dăm o cheiță. Bam, 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 unde se bagă cheia? Aici și așa. Hai să dăm. Rum! Oare câți kilometri mai putem face cu atâtica așa? Habar n-am, chiar nu știu. Stai că scrie aici, 150 de kilometri. Lejer, băi, lejer. Hai să punem GPS-ul să-i dăm drumul. Cred că de aici se aprind farurile, dar nu știu dacă pe 2, pe 3, că pe 2. Stai așa, că mergem până jos să vedem. La de mână să nu ne ducem. Pe 3? Nu. În fine, bar n-am pe care sunt farurile, dar ok. Avem de mers 18 km, ajungem în 25 de minute. Ok, let's go. Aia zic, hai că am plecat, băieți. Am plecat, băieți, ne-am dus. O, dar ce ciudat se simte până mă obișnuiesc. Că o fi bine, ne descurcăm noi. Ne auzim la bancă. Am reușit, băieți, am ajuns safe, frumos, cu mașina, am parcat-o, am fost deja și la bancă, am virat bănuții. Toate treburile le-am rezolvat. Acum hai să mergem înapoi în cartier. Să sunăm să ne facem asigurarea la E92 și revenim. Bun, ideea e că zbâr aici are CD-uri, are o grămadă de CD-uri ca să asculte muzică și am vrut să bag și eu aici un CD-u, să nu fie așa sec drumul. Dar să mor, eu nu știu pe unde scot CD-ul, pe aici, ba, l-am găsit. Hai să vedem dacă funcționează. Aici oare? Ăsta? Nu cred că fac ceva bine. Oh, stai că era unul acolo, stai că-s prost rău de tot. Bam! Ia să vedem, merge? Unde-i sonorul? Sonorul. Merge! Merge! Reușit, nu pot să cred. Aia zic. Bun, băieți, mergem să-i ducem cheia lui zbâr, băi, și după o oră de plimbat cu Peugeot-ul, acum mi se pare atât de ciudat BMW-ul. Te dai seama că după un timp te obișnuiești cu mașina,
Băi, și acum simt că efectiv era să moară motorul când bag în viteză, pentru că nu mai am simțul ăla la ambreiaj, dar să sperăm că nu ne moară puta cum fac. O smucesc așa parcă, știi? Până ne reobișnuim din nou. Dragul meu, zbor, ți-am adus cheile înapoi, să știi că mi-a plăcut cu Peugeot. Mă n-am știut să ia prin farurile, atât. Dar poți să mai păstrezi dacă vrei. Nu, n-am nevoie, că oricum îmi faci acum asigurarea. Dar e ok. Bun, băi, frățiorii mei, până una alta am văzut că există jocuri pentru pisici pe telefon, adică e un șoarece sau ceva de genul care pisicile când îl văd și că apasă cu laba și, mă rog, se joacă. Și am descărcat și eu câteva jocuri de-astea pe telefon pentru Elvis și acum o să vedem dacă Elvis o să se joace și dacă o să știe ce trebuie să facă. Așa că, Elvis, tati, aici să ne jucăm pe telefon. Te învață tata cum să joci pe telefon. Primul e ăsta, Mouse for Cats. Ok, ia să vedem. Stai că intră și reclame în cava jucura voastră. Stați așa. Start, catch the mouse. Ia să dau luminozitatea mai mare un pic să vadă și bazul nostru ce face pe aici. Cam așa arată jocul. Aici este șoricelul. Elvis, aici. Hai, tata. Ce e aici? Aici. Elvis? Elvis? Uite-l, uite-l. Uite-l. Aia zic, bravo, Elvis. Elvis, ia. De la telefon, tati. Nu camera, telefonul. Uite șoarecele, e aici. Uite-l aici, uite-l aici. Uite-l, uite-l. Îl vezi? Elvis? Elvis? Hai că l-a văzut. L-a văzut. Mă așteaptă să sară pe el. Bravo, tati. Uite-l. Bravo, bravo. Rupel. Uite-l, uite-l, uite-l. Bravo, dă-i. Hai că nu l-ai prins. Nu l-ai prins. Fii atent că imediat iese, imediat iese, uite-l, uite-l, uite-l! Bravo, l-ai atins un pic. Nu brățările mele, tati. Hai să punem pe parchet, poate pe parchet se joacă mai bine. Uite-l, uite-l! Uite-l, uite-l, uite-l! Elvis, nu pe mine! Aici! Ia, Elvis, ia! Dar tot iese din cadru, mă, ăsta. Hai să-mi dau jos brățara, care treabă cu brățara mea, aparent. Hai să schimbăm și jocul. Mai aveam ăsta. Ce e aici? Apasă pe el. Apasă pe ăla roșu. Pe ăla roșu, tati. Aproape, ai fost aproape. Hai, tati, că poți. Poți. Poți, tati. Apasă pe el, apasă pe el. Apasă pe el. Pe el. Bravo! A, aproape, aproape. Hai, tati, bagă. Pe el, pe el, pe el. Pe el, hai că poți, poți, poți. A, aproape. Bravo, bravo, tati. Uite-l. L-am mâncat, ai văzut? Hai să schimbăm că ce crezi mai mult aici. Cu mingea, da? Nu prea se vede bine. Butterfly. Asta de-abia văd eu aici, nebun. Ia, Elvis, hai aici. Hai aici, tati. Vezi fruturașul? Nu cu mâna mea ai tu treabă. Cu fruturașul, bă. Stai că știu că mai era ceva videoclip pe YouTube cu un șoarece. Să prindă șoricelul. Aici se vede bine. Și face și chischiț. Na, intra la pușcărie. Hai, tati. Hai să ne jucăm. Uite cum se plimbă șoarece pe aici. Hai mai aici. Elvis. Elvis. Nu mâna. Jocul. Uite, Elvis. Nu vrea, mă. De la cameră vrei. Nu vrei să te joci, a? Hai, mă, un pic. Hai, mă, un pic. Se speră de asta. Bun, de se pare că astăzi nu prea este interesat de jocurile pe telefon, dar poate o să mai încercăm. Cam atât a fost, băi, frățiorii mei, și cu vlogul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like, un follow pentru băiatul nostru Elvis. Mie, bineînțeles, și ne auzim în vlogul următor. Vă pup și vă iubesc, bye, bye!